Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, vineri 27 noiembrie 2015. Ziua Bucovinei o prindem așadar într-o zi de sâmbătă, va fi un mini weekend prelungit. Va fi, oricum, ceva, sper eu, foarte frumos, pentru că până la urmă îndrăznesc să credem că merităm... Și noi să ne bucurăm odată și bine pentru și de sărbătoarea națională. Drept pentru care, de ce bate, cine bate cioc-cioc-cioc în ușă? A? A, voi acolo, între voi, m-am speriat că cine știe ce, iară nu se aude microfonul meu. Am mai pățit de asta. Da, dar nu-i asta baza în această dimineață. Trebuie să spun că în această dimineață l-am special lângă mine pe Cosmin Romega, jurnalist Monitorul. Bună dimineața, Cosmin! Bine v-am găsit! Băi, nu știu cum fac, cum le drec, dar uite așa mi iese de fiecare dată. După ședință de Consiliul Local, Cosmin Romega este lângă mine. Avem multe de povestit de cum s-a derulat ieri ședința de Consiliul Local. Asta este cât se poate de clar, da? Dar având în vedere că e prima oră a dimineții, eu propun să tragem repede un scan așa peste principalele titluri, să știe telespectatorii noștri și cam ce pot găsi în presa locală de astăzi. Monitorul de Suceava ne vorbește despre avocați trimiși în judecată pentru aproape 3300 de infracțiuni în dosarul baroului Bota. Ancheta a fost finalizată, oricum e o poveste extraordinar de complicată din punctul ăsta de vedere, dar cum s-a putut perpetua și derula atâta timp până acum acest lucru? De asta e iarăși altă poveste. Cobze de păstrăv, carne de porc sau icoane tradiționale, mita oferită de primarul din Pojorâta. Vorbiți serios? Deci bunurile ajungeau la funcționari publici în schimbul oferirii sprijinului pentru promovarea și depunerea unor proiecte cu finanțare din bugetul UE. Deci, cobze de păstrăv, carne de porc sau icoane tradiționale. Da, e complicată situația. Spun sincer, eu sunt ușor descumpănit. Eu propun, cum zicea Neghiță, da, să interzicem păstrăvul în comercializare, că e periculos, frate, adică asta o carne de icoane tradiționale, adică mai dacă rămâneau doar icoanele tradiționale, cum suna? Era un om religios, adică dar cine știe cum se interpreta, adică deja nu mai discutam de mită. Favorul la cel înalt de acum, care... nu mai era mită, era de acum favorul la cel înalt. Dacă... Favor de la cel înalt sau trafic de mega influență. Da. E greu de spus aici în situațiile astea. Nu știu, deci până la capăt eu cred că oamenii ăștia beneficiază de prezumția. Undeva e la mijloc toată povestea, e cam greu de crezut că astea... De regulă adevărul e undeva la mijloc. Dar mă feresc să spun chiar și acest lucru. Așteptăm finalizarea anchetei, dar văd așa că primarul din Pojurâta, Ioan Bogdan Codreanu, precum și managerul Asociației GAL Bucovina de Munte, Oana Mihaela Lehaci, au fost prezenți ieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție Suceava, unde au fost înștiințați că au calitatea de suspect. Și spune așa, în cazul primarului există suspiciunea comiterea a două infracțiuni de cumpărare de influență și două infracțiuni de dare de mită, în timp ce pentru managerul GAL Bucovina de Munte există suspiciunea comiterea infracțiunii de complicitate la cumpărare la influență, două infracțiuni de dare de mită, dar și de falsă înscrisuri sub însemnătură privată. Practic, în perioada 2014-2015, cei doi suspecți le-au remis unor funcționari din MADR și CRFIR Iași. Bă, asta e, că-s din Iași, de-aia e problema. Foloase materiale în schimbul oferirii sprijinului pentru promovarea și depunerea unor proiecte de finanțare din bugetul Uniunii Europene, numele GAL Bucovina de Munte, precum și acceptarea la plata unor cereri, deși nu erau îndeplinite cerințele PNDR, se arată într-un comunicat al DNA. Din câte se pare, mita ar fi constat în cobze de păstrăv, carne de porc, cașcaval afumat, un sejur pentru petrecerea Revelionului din 2014, dar și icoane tradiționale. De asemenea, există suspiciuni că s-ar fi oferit și diferite sume de bani.
Așa cum am mai spus și în ziua perchezițiilor, este vorba de fapte strict legate de activitatea asociației GAL, dar noi nu vom aștepta definitivarea anchetelor și a procedurilor. Nu fugim de nimic și la vremea potrivită vom aduce argumente și documente prin care să dovedim că nu a fost nimic ilegal, mai spune Ioan Bogdan Codreanu. Și aici era și întrebarea mea, da, dar dacă acele documente care le solicita PNDR-ul până la urmă era... Pentru că știi cum e? Să-mi spună mie cineva care a lucrat în... Începând de la o fabricuță mică care ținea de București, terminând cu o structură mare și care merge la București, sau în cazul de față, la Iași, când ai de rezolvat câte o problemă la șef, bă, dacă nu te duci cu o copză de păstrăv, înainte, dacă nu te duceai cu un brad iarna, înainte, dacă nu te duceai cu niște afinică de la noi, bă, erai tratat ca ciuriburi. Adică nu erai tratat, nici măcar nu te băgau în seamă. Asta e deschiderea, copza de păstrăv, carnea de porc, icoanele tradiționale. E greu de crezut că le poți considera mită. Pe bune, deci... Puteau fi parte din programul ăla, gustă din Bucovina, știi, că era la un moment dat. Dom'le, ei au promovat zona acum, au mers, dom'le, uite, ce avem noi frumos în zonă, uite, gustul, o bucată de cașcaval, pot să spun așa, noi... Dom'le, ai auzit ce ai zis omul? Vorbim de mită la București, nu ai văzut, sute de mii de euro, milioane de euro, aia e mită deja. Aia e, frate, dar eu asta... Deci, cum să... Ceea ce am fost obișnuiți de dinainte de 89, da? De dinainte de 89, păi când mergeau, o știu foarte clar, mergeau omul la București, dădea întâi telefonul, deci ce ziceați că aveți nevoie? Știi? Și veneau cu sacul de barabule de la Suceava, că barabulele la noi erau mai bune și mai... Da? Adică era cu tema, adică, bă, dar aia nu era mită. Și n-are, din punctul meu de... Adică, la cum am fost noi construiți ani de zile. Bă, de acord că nu e în regulă nici lucrul ăsta. De acord, întru totul de acord. Dar, bă, fraților, copza de păstrăv, carnea de porc, bă, asta nu-s mită. Da? Adică, să ne înțelegem. A, stai așa, nu s-a spus că dacă i-a dat la comandă, adum 50.000 de copze de păstră. Ok, sună deja, da? Dar sau te duci în birou unei doamne, tot așa, pe la București, pe la un minister, da? Dacă nu te duci cu un parfum, de ce mă te-ai dus? Da, mă, dar na, asta e povestea, dar asta nu-i... Mita e alta. După ce o rezolvă, știi cum? Eu propun așa. După ce o rezolvă pe aia cu Ioan Oltean, cu Crinuța, cum o mai cheamă pe aia, adică sume, bani luați direct din bugetul național, știi, adică e bă la ce, vai, să nu depășim 3% din PIB, să nu, știi? Deci după ce îi oprești pe aia care bagă gheara în bugetul ăla național, după aia propun să intrăm la copză afinată. Mă mir că nu-i trecut afinată. Acum o să se teamă lumea și când vin străini ăștia la noi, cum au fost invitați, francezi, englezi, totul, nu o să le mai dea nimica de mâncare, nu cumva să se încadreze la mită. Și pe aia doar vii să-i convingi să viziteze zona. O să stai aici, o să uite lung din nostru, nu o să știe ce cu ei. O să le gheorăi mații pe aici, la noi. Dar chipește-ți faza a doi, da? Îi întâmpin cu pâine, cu sare și cu casa de marcat. Dar nu te atingi de el, dar le arăți. Pâine, sare și casa de bonul de marcat, știi? Pf, dai cu cardul. Sau... Ce, nu, pe bune, adică e un pic dus în extremă și, repet, ok, din punctul meu de vedere e o mare problemă, da? La neaccesarea unor fonduri, că am văzut că maxim cât o să facem noi, până în 80% o să accesăm, da, asta e pe prognoza optimistă. Cea mai optimistă. Cea, nu, exagerat de optimistă, da? 80%. Da? Că am reușit să absorbim și... bun. Absorbirea unor fonduri europene care nu sunt corect cheltuite și așa, normal, atrage alte sancțiuni și sunt alte exact. Povești, da? Alte povești, păi, total. Păia, da? Păia mi-i cauți, părerea mea. Adică pe mine aia mă interesează. Aici, în cazul de față, din ceea ce văd, încă am dă cu virgulă, știi? A, că n-au fost cheltuiți corect banii,
acolo du-te, acolo rezolvă problema, că de acolo te pune UE să dai bani înapoi. Da? Aici că s-au mișcat până la urmă lucrurile, uite că a trebuit. Dacă e corectă afirmația asta, deși nu erau îndeplinite cerințele nu știu ce și automat pe cale de consecință, mai simplu, le-ai impus bănuții. Da? La cetățenii ăștia care au gafat-o. Deci foarte bine că a pornit ancheta, foarte bine că s-a dus, a tras semnalul de alarmă și vedem despre ce este vorba. Dar eu zic să mai așteptăm, iar faza asta cu cobzele, cu icoanele, cu... deci din totdeauna, mie dacă îmi spune cineva, domne, sunt în această structură de mulți ani de zi și la noi e, nu merge așa. Noi nu ne ducem nici măcar cu o sticlă de afinică pe acolo. Exact. Deci, bun. Altceva. Buluceală. Tigăi, cuțite, jucării, legume și fructe la inaugurarea noului magazin Lidl de la bazar. Dom'le, ca la orice deschidere, deschiderea e deschidere, da? Cuprinde în primul și în primul rând tigăi și buluceală. Deci eu n-am văzut deschidere fără tigăi. Pe bune. Poate să fie, cred că și, cum se cheamă de ăsta, magazin de modă. Tot. Niște tigăi trebuie să fie puse acolo, că automat în se loc creează... de nasturi. Da. Automat se creează buluceala. Cuțite, jucării. Ai fost? Da. Da. Eu l-am scris. Cum? Eu l-am scris. Păi am fost la 6 dimineața acolo să văd cum, ce se întâmplă. Aoleu. De la început să văd, da, cum vin. Și? Ce ți-ai luat? N-am luat nimic, am plecat cu una goală. De ce? A fost prea mare buluceala? Nu, nu puteai cumpăra, de ce nu? Da? Nu, asta era scopul meu acolo. N-am mers să... Da, ai intrat înăuntru. Da, da. Și? Impresie. Magazin normal, adică bănesc aceleași produse. Mare parte le găsești și în celălalt Lidl de la... A, evident, evident. Bun, cel puțin în prima zi a fost un pic altfel, că era normal să se întâmple acest lucru și anume să strângă promoții, să le aduc aici, că e deschidere, da? Da. Bun, dar în altă ordine de idei, eu am fost în mi s-a părut mai mare. O idee. Mi s-a părut mai mare. Parcarea parcă e mai mică totuși, undeva între. Mai parcarea, eu ca și cetățean care a ajuns pe acolo, pot să spun următorul lucru, e mai mică, dar e, poate fi mai mică, dar e mai bine gândită. E mai bine gândită și decât aia care o au acolo. Parcarea, nu ieșirea din parcare. Deci, parcarea, nu știu dacă ai remarcat, dar locurile sunt nițeluș mai late și nițeluș mai lungi decât în toate parcările. Adică ai loc să-ți parchezi mașina, nu e chinuială ca în alte părți. Da. Și când ai peste cetățeni care au tigăi și când deschid să o trântesc ușa, zici că au tractor, știi? E un pic mai bine gândită, din ce am înțeles, oricum e făcută pe normele astea noi. Ceea ce, până la urmă, e de bine, că, uite, așa reușim să... Mie mi se pare foarte aerisit, foarte, foarte interesant și în trend. Adică e deschis, cred că, după standardele următoare. Știi? Adică nu e... Nu e ce acum. Știi, se vede foarte clar că e generația următoare. Îmi pare rău că n-am intrat într-un magazin Lidl în Germania să văd cum arată, dar cred că cum erau la noi alimentarele din anii 70, știi? Cam avem mai modern, cam aia e intuiția mea. Nu, oricum, în privința asta, Suceava stă mult mai bine decât multe capitale europene. În privința centrului comerciale. Am înțeles că am fi undeva pe locul 5 în Europa. Dar știi cum a sunat asta? Suceava este mult peste multe capitale europene, de parcă Suceava ar fi o altă capitală europeană, știi? Și măcar capitală culturală, nu-i? Doamne, a fost cetate de scaun, adică, dar bă, atât. Era tocmai asta, ne comparăm cu capitale în privința asta. Locul 5 în Europa. Stai așa să mai deschidem, am înțeles să mai deschid un Kaufland pe Calea Unirii. Cred că trecem pe locul 1 în Europa. E posibil, oricum mai urmează un Lidl. Tot în Burduș. A, încă un Lidl și... Da, deci și Kaufland erau negocieri cu Kauflandul pentru teren. Aha. Încă nu era stabilit. Băi,
Eu îmi doresc să nu se înțeleagă. Și eu îmi doresc să nu se înțeleagă. Să mai construiască, nu știu, o parcare. Adică, dom'le, totuși ar trebui să existe o limită, știi? Tu se mai deschide și se mai deschide, care mai de care, știi? Unu, nu-mi doresc să se deschidă foarte multe de-astea, știi? Pentru că moare micul comersant. Micul comersant care până la urmă are și el rostul lui în, în piață. Da? Bineînțeles că structural s-au modificat foarte multe din chestiunile pe care le făceam noi, din obiceiurile pe care le aveam, din... Adică înainte mergeam la alimentară să luăm o pâine și nu știu ce, acum ne facem alimentarea pentru o săptămână, ne ducem în... Sau din contră, alții merg aproape zilnic și își iau mâncarea zilnic. Uite, tocmai de aia se explică și traficul foarte mare în acea zonă comercială. Inclusiv dacă luăm sâmbătă, duminică. Dacă mai ții minte cum era duminica, mergea, era strada liberă, mergeam la serviciu, întins, nu vedeam o mașină de multe ori pe stradă, la 10... dimineața când mergeai încolo spre așa, acum e plin tot timpul. Cosmin, tocmai de-aia, din schimbarea acestor obiceiuri de, de consum. Măi, dar cine poate să meargă zilnic la market? Băi, dă-mi voie să spun, adică e o problemă și asta cu mersul zilnic la market, adică îi admir, îi felicit, dar cum să spun? Practic se creează și se generează și se perpetuează o problemă, adică eu înțeleg că așa ții cele mai proaspete produse, lucrurile funcționează extraordinar, dar ritmul de viață pe care îl avem noi nu propune, nu are cum să ne ajute din punctul ăsta de vedere. N-am cum să merg în fiecare zi la... asta ar însemna ori câte minute, ori de câte ori, ori... E o problemă care e destul de complicată. De unii este văzută ca o ieșire în oraș, ca o... o parte ești tu la market, îmbină, ieșire în oraș. Îmbină divertismentul cu... Doamne, apără și poziție. Da, dar de fapt și asta, și asta e o optică. Și din păcate, cum să spun, asta ucide fix micul comercial. Asta am mai spus-o. În momentul în care, eu am spus și la maxim, apreciez foarte mult apariția acestor hipermarketuri. Da, au reglat în bună măsură una bucată chestiune. Mi-aduc aminte, dacă dădea un pic frigul în piață, ce obțin aici în Piața Mică, creștea prețul la cartofi, zicea că e carne, știi? Păi, acum hipermarketurile îți dau, îți dau o linie care e prețul, îi obligă și pe ăștia să nu facă chiar orice. Pentru că în momentul în care aveau puterea să facă orice, mai ajungea câte unul în piață. A, singurul care am cartofi, da, cât? 7 lei kilo. Știi? Când duceai acolo, luai, miroseai un pic cartofi, plecai, și, știi? Și între ei, între, de exemplu, cum a apărut magazinul ăsta Lidl, între două mari magazine franceze. Da. Șoșanu și Carrefour-ul țin amândoi de francezi. Da, și a apărut neamțul la mijloc. A apărut neamțul la mijloc și cu unele prețuri, într-adevăr, date micșorate vizibil față de alte produse. Mai asta a fost la deschidere. Acum vedem. Sau eu știu, poate să fac asta și ca politică, dar sunt anumite lucruri care sunt reglementate și care nu poți dai tu cu prețul chiar cum vrei, știi? Pentru că asta e într-un comerț civilizat, într-o societate controlată de anumite chestiuni, că am să povestesc una chestie foarte interesantă petrecută aeri în Suceava. Atenție, în mod special pentru pensionari. Da? Deci pensionari, atenție maximă, că sunteți, nici nu știți ce vă pândește, da? E cumplit. Nu, e cumplit și trebuie să spun acest lucru. Uite, apropo de asta, poliția chemată la E.ON după ce 100 de oameni exasperați s-au îmbulzit la intrare. Aici n-ai mai fost tu, nu? Nu. N-ai mai fost. Da, știu, trec și eu pe acolo, într-adevăr. Oh, dar ce? La doi pași de redacție. Să nu fii în postura de a avea nevoie să mergi acolo, să schimbi ceva. Un contract, o chestie. Într-adevăr, o zi întreagă ți-ai nenorocit-o. O zi întreagă. Mai mult decât atât, nu știi dacă rezolvi în ziua aia. Da. Da? Doi. Ți-e și rușine de omul ăla care stă acolo la intrare și care păzește. E un calm. Eu cred că omul ăsta a fost și i-au mult toți nervii cu patentul. Adică el nu mai are nervi întrânsul. Foarte calm.
Adică, doamnele alea care lucrează acolo, pe bune, sunt, eu cred că ar trebui să li se facă statui. Sunt, închipuiește-ți tu, cum? Deci, Cosmine, ai venit dimineața asta, îmi place să cred cu drag la această emisiune, da? Adică nu, bă, iar am de mers la televizor. Nu. Deci îmi închipe și îmi doresc să veni cu drag. Dar închipește-ți tu o doamnă care lucrează acolo și care se trezește ama dimineața, își bea cafeluța. Doamne, mă duc. Îți dai seama, primul lucru când ajungi acolo la birou, îl găsești pe unul. Ce ai, mă? Contractul. Nu-i bun. Nu-i... Îți dai seama, de la prima oră, cineva e nervos. E foarte greu de lucrat. Deci, pe bune, eu le-aș face statuie. Asta... E dificil, într-adevăr, ce spui tu, da? Știi prea bine. Probabil că vorba ta, și-au aranjat nervii așa de bine încât rezistă la o asemenea muncă. Nu rezistă oricine. Omul când vine, între vorba ta, de obicei este nervos. Și e vorba și de faptul că nu cunoaște anumite lucruri. El vine ca orice intrare necunoscut, ai o nervozitate din start. Nici nu trebuie să vorbim. Păi da, că... Cosmine, cum ai interpretat următoarea chestiune? Deci, că e unul ăsta, ți-a bani de vreo 3 ori, da? Îți ia o dată pe gaz, o dată pe curent și o dată pe ce-ți mai ia. O dată-ți mai ia el pentru ceva. A, niște regularizări, niște de-alea, cum se cheamă, verificări, că alea vin alte facturi, alte... Da? Bun. Deci, dar cum îți explici tu, deci tu ani de zile, da? Tot se încurcă ei în facturile alea și la un moment dat plătești cu 2 lei mai mult, știi? Și tot plătești cu 2 lei mai mult, cu 2 lei mai mult, cu 2 lei mai mult și odată se întâmplă că e o prostie de aia și plătești cu 2 lei mai puțin, se întâmplă ceva, da? Mamă, îți vin somații de alea. Nici nu știi cum naiba să plătești banii ăștia, vin niște somații, bă, că dacă nu mi-ai plătit banii acum, fug contorul în spate, plec cu alea, plec cu, bă, prietene, pentru 2 lei urli în halul ăsta? Că așa, ăsta e tonul pe care l-au în comunicările care vin către tine, adică în plicuri, știi? Și, bă, au o chestie foarte mișto. Adică, dacă ai o problemă, teoretic ar trebui să o poți rezolva la telefon și sun la 89 89 89 89 89, da, cum au ei acolo, și acolo îți răspunde un robot și scântă. Bă, și scântă și pentru cutare apăsat și apeși, și apeși, și apeși, și apeși. Și la un moment dat când termin de apăsat, cântă un susur de ăla, de cum sunt la centralele astea telefonice. În momentan, nici unul nu este disponibil. Dar dacă vrei să mai aștepți, mai așteaptă. Oricum, noi această convorbire o vom regi. Bă, bătaie de bat jocură. Deci ce au făcut ăștia neone, bătaie de bat jocură. Dar, cum să spun, asta e la nivel central. Oamenii ăștia pe bune, n-au nicio vină. Da, nu, într-adevăr. Bun, ce acum mă uitam la ei, de exemplu, ca să nu am tare multă tangență cu asta, mi-am făcut la ei cu facturare online, cu plată online și am scăpat de o grămadă. S-o crezi tu? Nu, e bine, să știi că e ok. N-ai pățit-o niciodată? Eu am de un an jumate folosesc asta. Și totul a funcționat și nori? Da. Eu cunosc amici de-ai mei care au băgat codul și tot nu codul, citirea și tot nu a funcționat. Și am mai băgat odată și tot n-a funcționat. Posibil, unii că au și scăpări de alea, că știi, băie, calculator, adică și ăla se mai strică. Da, și uite, la, de exemplu, la anunțarea deranjamentului, cum spui tu, au fost prompți întotdeauna. Deci aici nu am ce să... Deci la deranjamente... Nu, reproșez acolo. Hai să ne înțelegem. Okay. Cosminu, deci deranjamentele sunt una. Și deranjamentele sunt niște oameni care lucrează aici, în zonă, că nu-ți vine la București. Dar relații client și toată mizeria asta e făcută și hotărâtă la București, da, și felul asta care funcționează. Da? Au tot dat afară oameni și prea bine. Păi cât, da! Câți erau pe vremuri și în Suceava. Deci sunt exact pe principiul ăla. Dom'le, cum am făcut mai eficientă firma? Dă oameni afară, adică plătesc mai puține salarii. Cumplit. Din punctul meu de vedere, nu așa se procedează, dar oricum e una din firmele care... Ion, bleh. Deci trecem peste acest aspect. Cert este că Ion continuă bătaia de joc la adresa sucevenilor, care trebuie să se prezinte din diferite motive la companie.
Aglomerația din birourile de relații cu clienți este la ordinea zilei. Asta în primul rând pentru că Ion are deschis doar acest punct pentru sute de mii de consumatori din tot județul. Așa se face că oameni din zona de munte a județului trebuie să plece dis de dimineață pentru a prinde rând la cozile Ion și a pierde apoi ore întregi pentru a-și rezolva problemele. Asta dacă au noroc și nu cumva trebuie să mai prezinte vreun document și să mai vină într-o zi la Suceava. Toate nemulțumirile exprimate până acum de Suceven pe toate căile de comunicare, chiar și la prefectură sau Consiliul Județean, nu au avut niciun ecou. Păi ce să fac Consiliul Județean, ce să fac prefectura? Din punctul meu de vedere chiar nu au ce, pentru că discutăm de o entitate privată. Pur și simplu aici ar trebui protecția consumatorului să tragă niște topoare. Da, poți să-i tragi lui Eon? Nu poți să-i. E prea mare, adică tu îi dai cu toporul în cap, dar el de fapt se uită așa la tine. Ce vrei, bă? Dă-mi amendă. Cât, care-i maximum de amendă? Atât. Ha! Poți să plătesc pe 50 de ani înainte amendă să mă lași în pace? Da? Mai degrabă cât cu o contest, da. A, păi da, stai așa, aveam angajat cineva pe acolo, da, du-te mă și contest. Da, că bă, sunt convins, cred că au mai mulți avocați angajați pentru a se feri de tot felul de spețe, decât să aibă oameni care să se ocupe de relația cu clienți. Pentru că sunt niște lucruri foarte clare, deci din punctul meu de vedere, cum sunt doamnele alea care lucrează acolo. Cred că oare pipii au voie să se ducă să facă? La toate multinaționale se întâmplă așa. Uite, RomTelecom. Ai mai văzut vreun RomTelecom pe Suceava? Magazin? Ce e RomTelecom? Mai există RomTelecom? Pe bune, adică... Telecom, acum. A, așa. Așa-i trecut. Da. A, Telecom. Da, bine, lumea știe, majoritatea pe încă știe tot de RomTelecom. Da, da. Nu, nu mai există niciunul pe Suceava. Mm-mm. Nu. Nu mai există? Nu. Deci au rezolvat-o din telefon. Din... Foarte tare. Da, acum orice... Trebuie să te duci, o mai... Unde era? Rădău și Fălticeni. Au rămas câte un magazin deschis. Aha. Atâta tot. Dita mai județ-o. Bun, și atunci care e deschiderea față de oameni? Deschidere zero. Deschidere zero. Păi de asta se întâmplă dacă ucide micul comerciant de la colț. Da? Deci aici ajungem. Globalizarea asta propune. Da? Niște roboței, niște... Și când ajungi să relaționezi, să ai nevoie, să discuți cu cineva... O problemă contractuală, o virguliță în... nu zic ce am pățit eu. Deci am avut tot așa o chestie de aia, știi, cu 2 lei, 3 lei, dar erau pe minus în loc să... De luni de zile, nu știu cum n-ai v-am plătit odată, că am vreo 2 lei în plus, da? Au 5 lei. Și acum ceva vreme, am avut vreo câțiva lei în minus. Bă, cu facturi de alea de amenințare, cu toate alea. Ok... M-am dus acolo. Ce e de făcut? A, stați liniștit. Că nu e chiar atât de grav. Stați că o rezolvăm noi acum. Pam, pam. Da? Da, da. Trebuie să ai cu cine vorbi. Exact da. Ce spuneam. Da. Pe când în situația asta, la felul în care era prezentat, spun sincer, îmi venea să stau în fața casei să păzesc, să nu fugă contorul în spate. Ama nu știu, că era de gaz, că era de curent, din două una. Da, mă puteam aștepta la orice. Tot în pagina asta, nițeluș mai jos, aflăm că Sandra va concerta la Suceava de Ziua Națională. Bă, suna mai bine cu smochi. Câți ani are Sandra acum? Bă, ești de o vârstă cu nu chiar. Vine dar, bastru sau cum vine? Ei, eu știu măcar un... Deci fostul meu coleg de bancă din general e foarte bucuros. Bă, nu, sau el era cu sisicheci? Habar n-am. Oricum, cântăreața germană va concerta la Suceava pe 1 decembrie de Ziua Națională a României. Pe lângă Sandra, la spectacolul de Ziua Națională din Suceava va mai concerta și trupa Hara. Eu mă gândeam că Hara vine la pachet cu Smokey. Mă gândeam, băi, vine Sandra. Nu mai vine Hara, vine Azur. Top acolo. Deci, da, Sandra de formație disco.
Ah, nu, și celebra formație disco de origine germană, Saragossa Band. Da. E, deci, Saragossa, bă, frumos. Deci când eram eu copil, exact, nici nu ascultam Saragossa Band. Adică, bă, ăștia-s mai bă. Cred că despre vremea dinozaurilor, pe bune. Repet, suna mai bine Smokey. Mult, mult mai bine. Alice. Băi, adevărul e că Saragossa Band, nu știu, mie, mi-aduc aminte că uite că era. Și ascultam, era ora veselă la radio. Da? Și după era caleidoscop muzical și nu știu ce, și intra Saragossa Band, intra, adică, chiar în regulă. Ca și copil îți dai seama că mă zghihuiam pe acolo. Mie îmi plac. Mie îmi plac. Saragossa Band îmi plac. Adică, ia! La, 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 la. Vezi? Veselie, da. Frumos. Adică, de ăștia chiar îmi plac. Dar, pe bune, dacă n-au 100 de mii de ani, eu nu știu... Ia uite, uite, și ăștia mai tinere. României. Deci voi sunteți fantastici, mă, m-am mai auzit pe unii. Oricât dă un pic mai încet să mă cer pe omul ăsta. Nu mă convingi. Dă un pic mai încet să mă cer. Nu, lasă acolo muzica în surdină. Cum adică? Băi, când vă aud, dar ce treabă are asta cu ziua României? Nu. Dar ce vrei, mă, să ne mai omorâm o dată? Numai Hora Unirii și atât? Nu, dar chiar aș prefera. Bă, dar e motiv de bucurie. Dar ce treabă avem noi cu artificiile? Alea există de mii de ani să se dau la... Serios? Da. În China. În China, n-am zis în unde. China, n-am zis că la... Și ce treabă avem noi în China? Și ce, se dau de fapt, da, avem cam tot. Nu se dau acum de 3 decembrie. La Revelion dai. Vorba ta, ești îmbrăcat din China. Domnul, dai pe 1 decembrie niște artificii acolo? Nici fața lui cu crâna, spus să mai dă, na. Băi, e mită. Uite, mă dai, învățați că nu se mai dea nimic, gata. Nu se mai dă nimic, gata cu moca. Se dă vânt pe scări. Deci, ce aveți, mă, ce treabă are Saragossa? Ce treabă are Saragossa? Uite, acum, eu n-ascult muzică populară acasă, dar din când în când apreciez o muzică populară bună. Chiar aș fi vrut să-l ascult acum, de exemplu, Nicolae Furtoiancu, să zic. Sau cineva, un alt, nu cunosc tare mult din muzica populară, dar cu ocazia asta poate mergea mult mai bine decât să-mi aduce un cântăreț străin care n-are nicio treabă cu România și s-ar putea, până acum, să nici nu știu că există România. Dacă întrebai, domne, București, știi că este la Ungaria, Ungaria, undeva, nu? Sandra în Galați se știe de vreo câteva luni, adică... No, ascultă-mă, cred că nici Andrei Rio nu știa ce e România și pe unde stă România, da? Deci eu cred că Andrei Rio nu știa mare lucru. În momentul în care Andrei Rio... Da, mă, frate, dar care e... ăsta e Alex? Nu contează. Ai piesa aia nouă? Așa ceva. Vrei să dau piesa aia nouă? Prefer să ascult așa ceva. Sincer. Nu vrei piesa aia nouă? Bine, mai tu preferi de asta. Ok, nu. De acord. Hai să luăm și altfel. Uite, luăm, sunt vremuri, da? Sunt vremuri de criză, da? Da. Grele. Ai văzut cât costă toate manifestările astea acum? Undeva la 45.000 de euro, da? Fă un calcul. Câți oameni vin acolo în centru? Mă, omule. Hai, spune-mi așa, cât crezi că o să vină? 30.000, zici? Uite. În buzunar, nu? Nu mai, 30.000 de cetățeni. Pe parcurs întregi zile sau... Nu. Și nu cântă toată ziua. Cântă o perioadă fixă, da? Seara. Da. Mai mult de 5.000 de oameni nu intră acolo. Unde se intre, mă, 5.000 de oameni? În zona aia din centru, acolo. 10.000 intră acolo, în zona aia. Și pe blocuri, și în blocuri, bine. Nu, de ce în scoarul ăla? Dă-mi-l un pic mai începe, Alex. Făcând calcul, ai să vezi cât ajunge de om. Fă un calcul, împarte cei 45.000 de euro. La cât vrei tu? La 5.000, la 10.000 de oameni? Cum vrei tu? Și ai să vezi că ce sumă rezultă. Mai eu la Saragossa aș merge la Sandra. Deci banii mult formații mult mai ok de la noi și puteau face un spectacol cu adevărat fain. Băi, eu pe bune, chiar nu înțeleg câteodată atitudinea asta. Cum spui și tu acum? Păi, e dreptul, e punctul tău de vedere, fără nicio... Îl respect, dar pe bune. Discutăm totuși de un moment pe care noi încă nu știm
bine să-l sărbătorim. Deci, Ziua Națională a României. Da. Din păcate, e în luna decembrie, când e frig, când nu poți să ieși grătare, alte chestii. De-aia propun în mod solemn și fără nicio supărare să mutăm Ziua României în loc de 1 decembrie, să o sărbătorim în mai, când a fost independența, când s-a declarat independența. Bun, unii o să zic că e și ziua regelui, că nu știu ce vrăjel. În fine, are. Dar hai, eu propun să o mutăm mai în vară ca să învățăm să ne bucurăm. Pentru că Ziua României se leagă de sentimentul național, se leagă de toate alea. Corect. Deci, faptul că tu, peste toate astea, peste defilare, peste ceea ce faci, peste cum faci, peste ce comunici în ziua respectivă, multor cetățeni, vii la urmă și cu ceva și cu un spectacol, asta nu înseamnă că spectacolul acela, spectacolul ar trebui să trezească sentimentul național. Poate pe parcursul întregii zile câte scena acolo va fi muzică populară de stesaturi. Da? Și eu mi-aș dori să aud muzică populară, dar roots, adică niște rădăcini de alea, adică să aud o bătrânică de aia cu un bocet, cu prelung sau nu știu ce, sau să auzi un leșe, dar nu când vine el plin de impresii, da? Unul mai aplicat un pic, știi? Adică mi-aș dori și eu într-adevăr, da. Dar de câte ori ar trebui să-l clonez ca să fie în toată România? Sau, hai noi aici la Suceava nu ne mai distrăm că e leșe la Botoșani, nu? Sau, da, n-am fost contra distracției. Din contra, i-am spus că se poate face. E ok, e bine, numai că nu văd legătura cu trupele străine. Păi asta e legătura. Nu. Ne distrăm. Ne distrăm, învățăm să ne bucurăm, să ne... Cum aducem aminte și pe parcursul anului, bă, cât de mișto a fost la Revelion. La Ziua Națională. Anul trecut... Când îi asculti. Cum? Ce sentiment de mândrie națională ai când ascult Sandra? Dar nu trebuie să am sentiment de mândrie națională când o ascult pe Sandra. Eu trebuie să am sentimentul ăsta de mândrie crescut, potențat pe parcursul întregii mele existențe, în mod special în ziua respectivă. Atunci e doar moment de distracție. Eu așa văd lucrurile. Dacă vreau o distracție, mă duc la... Când este un concert, sunt atâtea concerte. Chiar mă duc atunci și dacă ții într-adevăr să vezi pe cineva, te duci acolo la concertul respectiv. Și sunt o grămadă de ocazii. Nu trebuie neapărat să aducem la... Bagă măcar aia cu Hiroshima ca să... Da. Ca să fie. Că zicea că nu știe de România. Noi suntem aici o Hiroshima. Hiroshima, da. Da. Publicitate, revenim. Da, în primul și în primul rând trebuie să recunosc, gând la gând cu bucurie, un bun prieten meu mi-a scris că, domne, cum adică ce legătură are Sandra cu România? Dar Michael Crețu ce e, bă? E și soțul ei și impresarul ei. Român de dreptul, Michael Crețu. De fapt, îl chema Mișu Crețu și nu știu de unde era el. Oricum, e o adevărată polemică, cel puțin în această dimineață, și sunt convins că, în general, vis-a-vis de Ziua Națională a României. Eu rămân la ideea că ce a fost anul trecut, ce am avut, Fun Factory cu... cine a mai fost? Cu... cântăcioșii aia, cum îi zici, era la care a tot dat la mandolină la un moment dat. Așa, da? Păi... No Mercy. Așa, No Mercy. No Mercy, la unul singur, nu? Da, da, No Mercy, că a venit numai jumate. Păi nu, că a venit și restul, dar a urmat, s-au luat un pic la bord, afinată și... afinată voie, cu mă. Cobză de... E mită, n-au voie. Așa. Deci, oricum, eu propun, mai bine, ca să nu ne mai certăm atât, când spun eu, dacă îți vine Saragossa Band vara, sau când îți vin orice trupă, n-ai să mai cârâi tu că ce legătură au cu sentimentul național, cu... Mergi la concert, taci din gură și te distrezi, da? Și te distrezi că vorba aia vii după mai multe grătare, după mai multe halbe de mici și așa mai departe. N-ai să mai comentezi atunci. Și hai să te bucuri. Poate să-ți dea ce? Ia mai zi vreun cântăresc de ăsta. Dar să fie viu. O
orice. Bagă, Cătăline, mă bazez, mă las la mâna ta. Dar uimește-ne cu ceva, adică dă-ne ce un cântăcios de ăsta care n-am mai auzit de extraordinar de multă vreme, cum să ăștia la Saragossa avem pe bune, dacă n-au 100 de ani. Cred că e cât vreo 5 informații. Cred că sunt de pe vremea lui Ștefan, dacă le adun vârstele. Nu, e... Da, am zis, mie spre exemplu îmi plac, dar îi identific cu perioada aia foarte, foarte fragedă a copilăriei mele. Am să fac și eu o serie de propuneri, dacă tot mergem așa. Sigur mai trăiesc. Da. Frumoasă muzica. Da, muzica e frumoasă. Ok. Extraordinar. Aștept de acum ACDC-ul, ZZ Top-ul la ziua națională. Păi tu știi cât costă ZZ Top-ul? Nu contează, ziua națională, vreau să mă bucur. Dacă mergem pe ideea. Stai mă, uleacă. Tu știi cât costă ZZ Top-ul? Că trebuie să-i aduci de pe partea altă de glob. E că ai de plătit la avion și nou, că nu ne merge aeroportul pe internațional. Merge doar așa pe național acum. Am văzut ieri în ziar că se merge pe național. Unde scrie că nu a mers aeroportul din cauza lunii în soarea? Unde? Sfiata mea, neghiță mi-a făcut revista presiei, mi-a pregătit aici tot, dar asta a uitat să-mi menționeze, să-mi zică de aeroport. Deci când am venit, nu mai raporta și de asta. Băi, vezi că trebuie să zici de... Ești sigur în ce ziar? Băi, dacă zici tu, eu pe tine nu te contrazic. Dar nici nu-l găsesc, mă. Deci da la mica publicitate asta când a mers la aeroportul, nu? No, eu nu găsesc, pe bune. Adică ori s-a încercat așa mai mărunțel, ori... Cătălin, nu, puțin te-l mai încet muzica în platou. Pagina 40, mă. N-a mers ieri aeroportul? Ia. Deci, zborul Tarom-Suceava-București a fost ieri anulat din cauza ninsorii. 20 de pasageri aveau bilete la această cursă, din motive comerciale au fost anulate și zborurile din 10 și 24 decembrie. 10 și 24 cumva pare logic, 24 chiar de Crăciun, n-ajung de Crăciun atunci... Nu știu cine mai poate să mai... Dacă nu n-a existat cerere, mai ales pe relația asta singura, care în momentul de față Suceava-București, până la urmă s-a închis. Cum? Așa e, domnul Cosmin. Nu poți să contrazic, ai zis și tu că nu poți să contrazici. Păi da, eu ți-am zis, adică ce mai l-a dat la vale, vezi? Cum ne face neaghiță emisiunea, adică, domne, nimeni nu pleacă pe data de 10, pentru că pe 11 e gala monitorul. Asta e piesa. Ninsoarea a dat peste cap și traficul. Îmi place cum pronunță multă lume. Traficul. Știi? Asta adică de la București e luată. Cum? De la București e luată. Da, știi, adică traficul aerian. Mă, când spui trafic, e trafic de țigări. Serios. Bun, eu zic așa. Ninsoarea a dat peste cap și traficul aerian, aproape inexistent din județ. Aici am întors-o mișto în articol. În cursul zilei de ieri, fiind anulat zborul Tarom-Suceava-București, iar cei 20 de pasageri care aveau bilete pentru această cursă au trebuit să găsească alte mijloace de transport pentru a ajunge în capitală. Zburare... din prima conjugare, dacă nu ninsoare. Așa cum reiese din declarațiile aeroportului, din declarațiile directorului aeroportului, stai seama că e așa, Suceava, domnul Ioan Măriuță, motivul principal care a dus la luarea acestei decizii a fost vizibilitatea redusă din cauza ceții. Din păcate, Tarom a decis să anuleze și zborurile către și de la Suceava în zilele de 10 și 24 decembrie. Cel mai probabil această decizie a avut la bază motive comerciale. Deci, ce citim noi aici? Că motivul principal care a dus la luarea acestei decizii a fost vizibilitatea redusă din cauza ceții. S-a început prin a se spune că a fost anulat din cauza ninsorii. Adică eu nu înțeleg unde se vrea să ajunge cu acest articol. Din obiectivul de astăzi, pagina 4. Până la urmă înțeleg că
S-a întâmplat, ne-a întâmplat, adică s-a anulat cursa. Noi am înțeles, de-a lungul timpului, că aeroportul ăsta e cel mai șmecher. E cel mai șmecher că are niște aparate de alea, te aduce la sol aproape singurel. Am să înțelegem că vizibilitatea redusă din cauza ceții. A fost ieri ceață de aia din Ipatruns în Suceava și nu știu eu? Că dacă era o ceață... Eu am prins de vreo câteva ori ceață de nepătruns în Suceava. Dar cred că în ultimii 20 de ani de vreo 3-4 ori. Da? Stai mai un pic, că dacă e în Suceava, e și la Salcea, dacă e și la Salcea, e și la Suceava, știi? Că suntem cam la o zvârlitură de băți, știi? Adică dacă se încorda Ștefan cel Mare la 25% din cât putea el, ajungea săgeata dintr-o parte într-alta, da? Adică despre ce vorbim. Discutăm de cel mai deștept, cel mai tare, cel mai puternic aeroport. Adică eu cel puțin asta am înțeles eu. Da? Acum văd că îmi spune un coleg, domne, da, nu e funcțional încă. Încă nu e funcțional. Atunci cumva s-ar explica, dar repet, unde e ceața? Că eu ieri n-am cunoștință să fi fost o ceață de aia. N-am văzut. Poate o fi fost fix peste Salcea, știi, peste aeroport. Nu, a fost o vizibilitate redusă din cauza anisorilor. Destul de abundente. Da, în rest, nu. Bun, și acum, fie vorba între noi, te pui cu urgiile, cu stihiile naturii, când or fi. Dar parcă nici ieri n-a nins de să zici că vai de mine, știi? Adică ceață n-a fost să zici că vai de mine, de nins, n-a nins foarte tare ca să zici că nu știu ce. Bun, poate astea două compilate așa au generat oareși ce probleme pentru avioane, astfel încât nu s-a putut opera. Dar mi se pare așa că prea s-a cedat foarte ușor, știi? E că mă așteptam să ne lăudăm, adică la o ninsoare, la o chestie de asta. Uite bă, pe Suceava merge. Uite, la prima ninsoare nu prea merge. Înțelegi unde vreau să bat? Adică nu am ceva, așteptăm să fie funcțional sistemul ăla. Da, nimic anticeață. Da, știi, adică chiar m-aș fi așteptat în altă parte să nu meargă și la noi să nu fie probleme, știi? Adică în altă parte să mai scârție un pic. Da, cum? Păi ce rău ești câteodată. Da. Ok. Noi așteptăm până la urmă să ne bucurăm de acel aeroport mult trâmbițat, mult lăudat, mult așa și funcționând la capacitatea maximă. Și când spun acest lucru, vă spun sincer că pe mine mă încălzește fix ca o frecție la piciorul mesei faptul că aveam curse Suceava-București. Știți că s-au anulat din condiții. Chiar nu mă interesează. Deci, curse îs bune și astea în anumite situații. Probabil că la un moment dat voi apela la serviciile Tarom pe relația Suceava-București. Puțin probabil. Dar pe mine mă interesează de pe Suceava în altă parte. Adică, nici măcar pe Iași, da? Dar în altă parte. Adică Suceava în altă parte, da, asta mă interesează. Da, Suceava-București. Da, cred că știi că erau Brașov, mă interesează mai mult. Curios că erau totuși oameni la cursă. 20 de bilete anulate, nu e ok încă. Da. Ținând cont că abia și-a dat la început și cu aeroportul. E bineșor. Cătălin se gândea că poate noi nu știm cum mai cântă Hara. Măi, eu ți-am mai... Deci nicio problemă, dar dăm și de ăștia vii, că mie, spre exemplu, îmi place foarte mult Muroșavă de la Hara, dar e destul de complicat să o mai cânte fără Tamango. Băi, Tamango sigur nu vine. Deci calm, că nu discutăm de filme de alea cu zombi. Doamne, apără și păzește, cum? Da. Măi, Cosminu, ieri ai fost la ședința de Consiliul Local, te rog frumos... Povestește-mi. Nu așa cum, că când scrii trebuie să te încadrezi, știi? Cât ți-au dat la dispoziție? Destul, un singur am zis de acolo. Am venit și târziu de pe teren. Ce te... Bă, dacă
Doamne, apără. Deci uite cum mă faci să vorbesc cu Redea cu dimineața. Ce teren că te-ai dus la Consiliul Local, la ce oră? La ora 2 începea, da? La 2, da. Tu ai întârziat un pic. 5 minute. Puțin. Păi am avut deschisă la cu Lidl-ul înainte. Ai avut ăla de, cu Lidl-ul. Da. Dar și pe ăla l-ai scris frumos, ai făcut treaba. După care ai mers la Consiliul Local, da? Și câte ceasuri a durat acolo? După vreo 4 am plecat eu. Ah, după vreo 4 ore ai cedat psihic, am înțeles. Bun, hai, povestește-ne cum a fost. Păi, întâi că a fost o premieră cu acest Consiliu Local. N-am mai văzut niciodată un Consiliu Local care să înceapă cu puncte diverse. Este primul din istorie care începe cu puncte diverse. Și sper să nu se mai întâmple așa. La cum a fost, la cum s-a derulat ieri. Deci, pentru prima oară în istorie, de la moleculă până la ce vrei tu. De obicei, în toate consiliile locale, punctul de vedere este ultimul. Logic. Așa nu? Se întâmplă. Păi ideea e diverse. Era brigada diversă. E, da. Aici s-a inversat lucrurile. Acum, na, o fi pe invers. Toată țara asta merge pe invers la un moment dat. Da? Băi, cum zici tu? Nu achiesez la ideea ta, da? Dacă în... Cum nu? Dacă în loc să evoluăm, noi tot regresăm într-o grămadă de domenii. Atunci nu-i pe invers. Da, da, uite, într-unele mai câștigăm. Mai... Sandra, Saragossa. Da. Da. Și... Deci, cu diverse. Și da. La diverse cam și diverse, da. Care a durat așa la 2 ore și ceva. Adică nu se mai terminau de vorbit. După 2 ore și ceva de discuții, nu s-a discutat nici măcar un punct de pe ordinea de zi. Ordinea de zi care avea undeva la 40 de puncte. Da. Chiar era de discutat mult acolo. Da. Și acum aici trebuie să spunem că probabil că și voi aveți o mică vină în toată povestea asta. Pentru că fiind difuzat în direct, unii vor să se vadă. Covina TV, da, păi zi. Da. Nu fi delicat așa, arată-ne cu degetul. Adică zi, bă, din cauza lui Bucovina TV, ăștia au nebunit în Parlamentul Local. Au, fiecare și-a făcut, s-a promovat pe sine, să zicem așa, sau partidul pe care îl reprezintă, discutând acolo, tocmai pentru că era văzut. În am înțeles respectiv. Cine a venit ieri sau când a fost, cum îl cheamă, Nicu Barbă. A venit cu un cadou, cu o chestie. Da, da, da. Ce anume? Că n-am prins faza. Deci n-am prins faza. Cum? Pe la diverse. Nici nu era la diverse încă, nu? Era chiar la început de ședință. Da? Da, da, la început de ședință am venit cu o pamblică roșie. Pentru că o anumită culoare politică a vrut el să sugereze prin acea culoare. O inclinație politică, așa. Și a înmânat-o primarului să inaugureze mai rapid pasarela. Spunând că de asta nu se dă drumul la trafic acolo, că nu a fost încă inaugurată. Bun. Pe de parte, primaria a spus că scuze. Acolo încă se lucrează. Deci ieri după amiază încă lucrau acolo băieții și probabil chiar și azi. La 10 vor da drumul la trafic acolo, dar mici retușuri oricum o să mai aibă de făcut prin zonă. Nu, bă, nu-ți închipui că toți pleacă de acolo imediat acum. La 10 au strâns toți, au plecat. Cosminu, eu nu știu. Eu cred că vizita în Alt Preasfinției sale... Patriarhul în în zonă. Bune, pe noi ne-a scos, adică tu gândește, s-a anunțat că azi la ora 10 e deschiderea la pasarelă, da? Când a început să ningă în Suceava? Ieri! Da? Adică, bă, fraților, am ținut vremea asta, dar așa am ținut, am strâns toți norii și am ținut. Bun, când a dat drumul, n-a mai mers aeroportul, dar asta e altă poveste. Dar a ținut nori. Păi, deci chiar am avut parte de vreme bună, deci, anul ăsta. Gândește, la ce lucruri complicate au avut. Gândește într-o derulare normală a anotimpurilor și a vremii, din punct de vedere meteo, că niciodată nu cred că se putea termina calea Traian Vuia dacă nu aveam vremea asta. Adică, așa este. Cum să spun, a fost... Eu îndrăznesc să cred că e așa, undeva spre minune. Ține minte că în alți ani, din septembrie, s-a dus tot. Nu puteai să mai faci aproape nimic. Ta-da! Ei, tocmai că Traian Vuia a început în septembrie. Da. Tocmai atunci abia a început. Și a început cu partea de canalizare subteran. Care de obicei poți descoperi niște chestii de spui mâinile în cap. Da. Și uite că s-au descurcat foarte bine. Deci acolo chiar trebuie apreciat și constructorul. Păi lasă că noi am apreciat, dar a venit poliția, pac, câteva amenzi, adică
Băi, hai, adică da, dacă, da, dacă ceva merge, deci da, dacă ceva merge, trebuie să apare cineva care să treaba. Da. Deci, s-a început cu diverse. S-a început cu, bă, domne, inaugurează cu așa. Da, i-a ieșit momentul, domnul Barbă? Da, da, a fost. De obicei, el e cel părerele sunt părțite, vă rog, spuneți care... la vot. Ia care vine să-i, să-i dea mișcadorul lungul, dacă mai țin minte, a fost a lungul timpului, cu o minge de fotbal. Vrea să-l prindă ceva cu mită, până la urmă. Deci până la urmă, domnul Barba, hai să-i gerăm de acuazină cu o comză. Dacă vreți să ajungeți unde vă doriți, comză de păstrăv, carne de porc, icoane tradiționale. Sunt curios cum sunt alea netradiționale. Da. Deci cu cobza și cu așa e rezolvată treaba. Și dacă în loc de doamne deschide mai repede, spui vreau mă ajuta și pe mine să deschid pasarela. Deci mită pentru deschiderea pasarele. Pe aici și lungul poate intra la, la mită. Oh. Pe cum? Nu le-a dat la, la constructor? Le-a dat o sticlă de whisky și una de șampanie? Mai nu, deci ăla a fost pariu. Pariu. A fost pariu de post. Dacă vreau unul da, să mai, țină, că fapt, da, o încadrează la mită. Cum? Da, da, mită îți deschidă pasarela mai rapid. Pariurile sportive s-au omologate. Băi, pariurile sportive, parte din ele s-au omologate, că mai erau unii care păreau pe nu știu ce site și nu m-au primit citație de aia, că au de plătit da, da, amendă de nu știu cât, adică e, e, e cumplit. Da. Deci, brigada, punctul divers a durat extraordinar de mult, da, da? Da. În jur de două ceasuri. E din cauza lui Bucovina TV, că noi... Parțial. Noi, acum trebuie să... Vedem de-a lungul timpului. Când nu erau transmise aceste ședințe, durau... Decent. Decent. 4-5 ore, dar se târnau, discutau toate punctele și se târnau. Da. Acum... Păi da, hai să facem niște de-alea, adică... Să, când începe unul să vorbească, publicitate. Și, dar să-i comunice cineva, prietene, intra pe publicitate, nu te aude nici... Nașpa! Da, și revine după... Nu își mai revine. Ce a mai fost ieri deosebit în, în Consiliul Local? Văd așa, în articol scrie pentru fluidizarea traficului, da, virajul la stânga interzis în zona Carrefour și modificările la trecere de pietoni de pe Calea Unirii. Decizia a fost luată aseară în Consiliul Local, nu este considerată o soluție bună de o parte din consilieri care au solicitat ca modificările de trafic să se facă în baza unor studii efectuate de specialiști. Stai mă o leacă, dar eu am înțeles că din cu un studiu efectuat de specialiști. Nu, acum nu e în baza unui studiu. Nu? Ce s-a luat acum e decizie luată... Efectiv, probabil... Bă, ăștia din... sănătoși la cap? Da. Probabil că au discutat cu oamenii. Uite, nu sunt șofer. Nu pot să spun dacă e bine sau nu. Păi nici apreciez... care sunt șofer nu îndrăznesc să spun dacă e bine sau nu și spun următoarea chestiune. Deci, la nivel de aparență, aș zice, bă, s-ar putea să fie bine. Mai merge roata mașinii încă un pic, nu cred că e o problemă. Adică pe mine mă interesează mașina să meargă, nu să stea. Da? De acord? De acord? Deci, decât să stea, să stau la semafoare și prefer să merg, chit că mai încet, chit că nu știu cum, dar să, să fie fluid traficul. Da? Dar facem modificări de astea după cum ne trezim câte unii? Adică, din punctul meu de vedere, simplu fapt că mă pune să fac roata măi, funcție de cum vreau să ajung pe acolo, da? Deci n-am nicio problemă, mă duc și fac roata măi, n-am nicio chestie. Sunt convinși cetățeni, nu cetățenii, adică mie mi-ar fi trebuit un studiu de trafic din partea unui specialist care să spună da, au ba, funcționează sau nu. Pentru că eu m-am dovedit nepregătit din punctul ăsta de vedere în momentul în care la Șcheia, am spus și am să o repet de mii și mii de ori, eu la Șcheia nu am crezut în că ar fi valabilă soluția sensului unic pe intrare, în Suceava, cu acel practic sens giratoriu imens. Eu am zis că nu e o soluție bună, că e o soluție proastă, că nu știu ce. M-am înșelat. Recunosc că nu știu câta oară acest lucru și am să o spun de fiecare dată. Dar acolo a fost un specialist care și-a spus punctul de vedere. Dom'le, așa trebuie făcut. Păi dacă vine un specialist și îmi spune așa trebuie făcut, da. Dar nu... Bun. Acum, dintre măsurile astea care se impun acum prin nouă proiect adoptat, sunt câteva care, chiar dacă nu le-a spus un specialist, trebuie să recunosc că sunt bune. Adică, cel puțin, partea cu semaforizarea aia,
treceri de pieton de la bazar, care mi se pare una extrem de riscantă pentru oricine. De fiecare când trec acolo, trec cu o strângere în spate, pentru că nu știu de ce, acolo parcă au orbu găine. Vin direct și intră, nu se uită ca oameni pe treceri de pietoni. De nu știu câte ori s-a întâmplat să oprească la milimetru de picior. Și acolo chiar mi se pare ok să o semaforizeze, să nu treacă nici lumea, dar Valma. Și prea bine, când e bazarul deschis, ce e acolo. Da, așa-i. Dar adevăr, aia zic ok. Să aștepte lumea până se face verde la semafor, să treacă și respecte și șoferii, să-i respecte pe cei care se află atunci pe trecere, pe zebră. La fel, reducerea dintre cele două, sunt două treceri de pietoni care în dreptul Shopping City. Se va reduce una, o să fie una între cele două stații de așteptare pentru călători. S-ar putea să aibă eficiență și asta, nu zic nu. Acum de văzut, cum spuneai tu, chestia cu obligativitatea de a merge prin cele două sensuri giratorii ca să intri și să ieși de la Shopping City, rămâne de văzut cât e de eficientă, pentru că, cum a spunea doamna Cocriș ieri, de exemplu, care parcurge acea distanță, acel traseu zilnic, pentru că are farmaciile în Burdujeni, de exemplu. Uite, spunea... cu ocazia asta aflu și cum are doamna Cocriș. Da. Păi are farmaciile în Burdujeni, în partea asta e adăpostul de câini, nu? Da. Așa. Oricum parcurge distanța aia tot zilnic. Spune așa, deci are tot interesul. Aflându-te în trafic mai mult timp cu mașina aia, prin vârf, și acolo, și acolo, nu mai mult încurci decât... La nivel de teorie așa ar trebui să fie. Da. Rămâne de văzut în practică, pentru că ei vor pune destul de rapid în practică măsurile astea. Termenul de aplicare este 30 de zile. Cred că o să se întâmple mult mai rapid. În vreo săptămână, două, o să fie deja puse în aplicare, majoritatea. Cel puțin... Partea cu interzicerea virării la stânga, acolo la Carrefour, sigur se va face, se poate face și într-o săptămână. Pentru că acolo vin cu niște balize de alea de plastic, le-au pus în mijloc și automat au blocat accesul. Da. Rămâne de văzut în practică cum va fi. Oricum, ar trebui de astăzi cât de cât să vedem o îmbunătățire a traficului dacă se dă drumul la pasarelă. Dar nu rezolvă problema în niciun caz, pentru că automat... Deja traficul este zona care e circulată special pentru partea de zonă comercială acolo. Deci da. nu că vei foarte mulți evitau iscaune pe acolo. Bun. În momentul în care tu ai de ajuns dintr-o parte într-alta, ai de ajuns de la Dâncata la, sau vii din zona Botoșanului și nu te interesează zona comercială, din păcate nu ai o alternativă. Nu există, într-adevăr. Pentru a evita zona respectivă. Pentru că cei care sunt într-o zonă, eu, spre exemplu, dacă am demers undeva și nu vreau să trec prin centrul orașului, cu alte cuvinte, vreau să câștig vreo 10 minute, 15 minute în plus, prefer să fac câțiva kilometri în plus și merg pe centura orașului respectiv. Da? Asta e o chestie de logică și de bun simț până la urmă. Din perspectiva asta trebuie să spunem foarte clar că nu avem altă ieșeală. Adică singura variantă e undeva prin Nițcan și cum a fost cu pasarela închisă, discutăm de o supraaglomerare pe zona Calea Unirii, care supraaglomerarea dura mai bine de 2 luni și ceva. Ori mai mult decât atât se știe chiar și când funcționa pasarela, în zilele de sărbătoare, când mai și ploua, când era ceva, în municipiul Suceava era cumplit să circuli în mod special pe zona de care vorbeam. Ceea ce am remarcat însă și cu o surprindere deloc plăcută e că odată cu modernizarea și a lui George Enescu și așa mai departe, în continuare sunt mari probleme pe sensul de mers. Parchează foarte prost unii cetățeni mașinile, unii eventual chiar și pe avarie, că au de ceva de luat de la o farmacie sau la nu știu ce. Îmi pare rău, dar nu ar trebui tolerate asemenea chestiuni, da? Pentru că se blochează câte o bandă întreagă și pur și simplu e deranjant. A remarcat că este o oră de vârf undeva pe la ora 5, când în Suceava se circulă cumplit. Da, automat. Și dimineața, de exemplu, în jurul orei 8. Încearcă să ajungi în zona policlinică sau așa, să vezi cum e blocat traficul. Deci parcurgi undeva de la Bucovina până la primărie, facem 10 minute aproape.
Deci da. Iar și cumpli dimineața. Eu cred că singura soluție din, din perspectiva asta ar fi, cum să spun, punerea unui preț foarte mare parcare în centrul Sucevei. Adică crearea câtorva parcări cu plată, da? Și la revedere. Adică, știi cum? În momentul ăla, hai să vezi, 2-3 băieți care, știi ce, mergem împreună cu mașina la servicii azi, da? Treci, mă iei pe mine, plătim mai puțin la parcare, la toate alea. Deci altfel nu se poate. Te duci, vezi aceleași mașini parcate, eventual așa, cred că ca și la bloc și-au făcut ei. Doamne, vezi când revine toată lumea de la servici, la bloc mai cu câr, mai cu mâr, cam toată lumea are locul lui de parcare, da? Cam toate locurile sunt aranjate. Cu mici excepții, cred că chestiunea ar fi rezolvată. În timpul zilei, hop, buluc toți la muncă. Și vin, bă, nu contează, adică iar putea să vină și 2-3 într-o mașină. Nu, vine fiecare cu mașina lui. Venim fiecare cu mașina lui, vezi centrul Sucevei că n-ai un sarunci un ac. Ia, frate, fă o regulă din punctul ăsta de vedere și spune eu că se calmează lucrurile. Păi, ori să trebuiască să se mai împrietenească vă 2-3, să mai calce pe niște orgolii, să mai, hai, uite, azi ți-au eu copiii, duc la școală, mâine ei tu, și așa mai departe. Cred că ar fi una dintre puținele soluții care ar rezolva. Dacă mergem în continuare povestea asta, nu o să ajungem nicăieri. Trebuie o leacă pus, într-adevăr, cei de la primărie ar trebui să pună mai mult accent pe transportul în comun. Pentru că deja au crescut foarte mult numărul călătorilor. Deci eu mă uit cât de pline sunt autobuze dimineața, cum spuneai tu, seara când te întorci acasă. Deci nu există loc pe scaun acum așa, rar mai prins. Cosminu, hai să spun următoarea chestiune. Și chiar trebuie pus accent pe asta, automat încurajezi și pe alții să vină. Dacă sunt condiții create, vor veni și alții. Acolo să folosească transportul comun. Cineva mă întreabă dacă avem vreo părere despre dezăpezire, cum s-a produs în Suceava. Problema este că eu aseară, da, încă nu se potolise în soare, eu știu că trebuie să aștept să se mai potolească un pic ca să poți să bagi. Oricum, am văzut ieri utilaje prin târg. Nu probabil așa cum aș fi vrut eu. Azi dimineața de când am venit n-am văzut mare lucru. În schimb, din ce am înțeles, se lucrează puternic din punctul ăsta de vedere. Rămâne să vedem cu ochiul liber despre ce este vorba, pentru că sincer eu am așteptări mari de la această iarnă, de la aceste firme, de la această conducere a primăriei și așa mai departe, de la această formulă a conducerii primăriei în ceea ce înseamnă dezăpezire. Vreau mai mult decât a fost în anii trecuți. Aștept să văd. Momentan, din ce am înțeles, sunt multe utilaje băgate pe teren. Era foarte ok încoace, venind ce obțin drumul principal și drumul N-29, principal întotdeauna era foarte... La ăsta chiar n-am chiar avut niciodată regulă, emoții, nu... la drumul principal. Nu știu acum prin cartiere, într-adevăr. Păi aici, străduțele alea sunt complicate. Ieri, în schimb, am văzut deja, era o mașinuță de-asta nițeluș mai mică, băgată prin parcare sau pe trotuare. Am văzut oricum că a ieșit din zona universității. Știi? Da. Băi, e lucru mare. Adică, că am mai văzut chestia asta. Doamne, ca numai drumurile principale. Iar în parcări nu băga o lamă. Păi unde să parchez? Cătălina mea a parcat azi în drum ca să nu intre cu mașina aici să spargă spoilerul. Zic că nu e așa. Publicitate, revenim. Pentru casa ta. Da, subiectele de discuție deja s-au încins aici în platou, ce drept în pauza de publicitate. În primul și în primul rând trebuie să spun în prima, păi da, stai așa, deci Saragossa Band, Zabadac, tarătătătătă. Bun, spuneam așadar că a fost un subiect de discuție în platou, în prima pauză de publicitate. Bă, din 7-7 să uita, mă! S-au născut în orașul München. E trupă pop. Cum? Sfintele Moaște Saragossa Band, da. E Harry Carrer, Gudrun Overhof, Gitti Fischer. Bă, nu zice dacă toți mai trăiesc, că ăștia oricum sunt la înființare.
Ba nu, bă, e actual. Actuele, actuele. A, da, pentru că, uite, la keyboard, Helmut Schiffer a fost printre inițiatori, dar a murit în 81. Alfred Rudek a pornit în 77, a murit în 2003. Georg Klante în 77 a fost la chitară bas, s-a prăpădit în 93. Și tot așa mai sunt, deci, la Saragossa Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 care au fost în Saragossa Band și nu mai sunt printre noi. Și ei vin acum O să fie ca nouă mersi, o să vin unul singur. În formula actuală vin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, da? E bun, e bun. Deci 6. Eu am căutat-o pe Sandra să văd. Deci are... E născut în 18 mai 1962. E bine, e bine. Deci ce... De 1 decembrie, geriatric pop. Cum era aici? În... Nu vă aud! Mai tare! Nu vă aud, zicați! Of, Doamne! Da, măi, dar ce prezență ați mai avut mai la Consiliul Local? Am înțeles că domnul Nedea Gheorghe, da? Vocea Facebook-ului. Vocea Facebook-ului, da? Dar ce s-a întâmplat? Ce? Cum? Ce a venit? Ce propune? Ce e vrea vocea Facebook-ului? O propunere șoc, de acolo așa. Acum eu nu știu cât de mult vor fi bucuroși de ce veni când vor auzi. Așa. Să li se dea lor fiind un grup de tineri care sunt orfani, să li se dea lor toate garajele din oraș, să facă... Eu zic să da. Deci să facă la grupul ele, ăsta de tineri orfani... Să facă pe ele locuințe. Acum, da. Eu așa zic. Un consilier local care chiar are experiență în construcții și a fost la Inspectoratul de Stat în construcție o grămadă de timp, i-a spus, dom'le, garajele nu sunt făcute pentru locuit. Nu ai cum să locuiești în ele. Și dacă le supra... le masardezi, le înalți, ai văzut reclama se vor prăbuși la un moment dat, o să fie jale. E, atunci zic, nu, gata, atunci le demolăm, facem de la, ca, din nou totul. Bun, ei aveau undeva un proiect care l-au importat cumva din Franța, din ce am înțeles de la ei, unde s-a făcut, probabil că tot așa, un proiect pilot de genul ăsta, în care ar fi transformat niște garaje în locuințe. Da, da, știi cum se întâmplă? Adică acolo au transformat niște garaje care erau niște garaje părăsite sau nu mai aveau nevoie. Dar să iei tu garajele la niște oameni să, dar eu zic da, să le ia și să le dea lor. Păi și da? Eu ai văzut reclama aia la Hornbach sau la ce reclama aia? Este. Când se apucau băieții aia și construiau și cu chirpic de botoșani și cu de la de marele zid chinezesc și a ieșit chestia aia, da? Bun, la fel și aici. Propunerea lor în sine are un miez ok. E deci chiar bună, nu? La un moment dat unul din ei a spus, doamne, nu vrem neapărat garaje. Erau doi. Da. Dom'le, noi am vrea un teren pe care să putem construi niște locuințe pentru noi. Ceea ce, adică, mi se pare o cerință absolut normală. Adică, pot și, da, n-avem, pot și să fie sprijinită. N-avem apartamente de la sociale, n-avem... Este o problemă aici, într-adevăr. Dacă te uiți, ANL-uri de câți ani nu s-a mai dat în Suceava? Nu s-a mai construit. Sunt cel puțin vreo 8 ani de când nu s-a construit nimic. Adică, sau, poate înșel, un 6 ani cel mult. Dar nu s-a mai construit deloc și deja se simte efectul crizei imobiliare în această privință. Păi da, efectul crizei acestei imobiliare de care vorbești tu l-a lovit și pe Cătălin. Și Cătălin a avut depus dosar la ANL și până la urmă a renunțat la această idee. Pentru și a cumpărat aștepți o grămadă de ani și nu primești, într-adevăr. Și nu are atât avantaje. Adică, dar noi oamenii ăștia normali, fără avantaje, putem trăi, dar... De cum vine asta? Adică, băi, ia garajele de acolo, dă-le la ăștia, adică, bun, eu asta înțeleg vocea Facebook-ului, vocea străzii, înțeleg toate astea, dar de aici și până vine oricine, oricum, cu orice temă, cu orice propunere. O intra la diverse? Da, la diverse a intrat. Și a intrat din prima, adică, da. Adică s-a votat din... Bă, fraților, bă, bună treabă, bună treabă. Dar nu, eu zic să le dea căsuțele alea de pe esplanadă, să le dea lor... Și dacă tot așa, nu? Adică, păi, însă aici îți dovedesc că sunt de câteva mii de ani
că aici, că dincolo și să retrocedeze centrul Sucevei, nu? Cu granitul care... Da? Băi, eu niciodată nu mi-a plăcut când lucrurile s-au dus într-o extremă. Băi, aici, propunerea a devenit de extremă la un moment dat. Asta e chestia. Că li s-a explicat, domne, acele garaje au proprietari. Sunt niște oameni care ar trebui să vrea ei să ți le dea. Domne, proprietari, deci garajele de care vorbim și sunt, slavă Domnului, în atâtea zone, în Suceava construit atâtea garaje. Domne, ei la om garajul, te înțelegi cumva cu el și construiești tot garaj, ceva care, dacă acum îți intră 7 mașini, să-ți intre măcar vreo 10, 12, da. 15, da? Să dublezi numărul. Dacă îți intră în zona aia vreo 20, să-ți intre... Nu, asta ne trebuie acum. Inventarea unor parcuri, unor parcări supraetajate, unor parcări, unor spații de parcare, fără a mai fura din spațiu verde, fără a mai rupe din chestiunea asta. Adică, asta, aici trebuie să ajungem. Să construim toate aceste lucruri. Restul e poveste. Dom'le, să luăm ca să facem case. Excluz. Deci o variantă mai proastă n-am auzit. Avem atâtea cartiere. Acum trebuie să înțelegi disperare la unii că... Nu, trebuie să recunoaștem. Sunt oameni care sunt disperați că nu au o locuința lor. Trebuie să înțelegem și partea asta. De ce nu? Eu n-am spus că nu înțeleg partea asta. Lumea, că într-adevăr, aici, nu s-a mai, nefiind construite noi locuințele astea sociale care păi se poate, n-ai fost disperat că nu aveai locuință? Ai fost? Sigur a fost. Sunt o grămadă. Și nu-i singur. Păi da, până la urmă, stai așa, oleacă, dar... ok, dar... eu înțeleg că discutăm de niște persoane defavorizate. Dar de aici, într-a merge la o super mega favorizare, iarăși nu e în regulă. Aici spun, deja s-a mers și nu așa, e aproape la un moment dat că băteau cu pumnul masă, domnule, nu plecăm de aici până nu ne dați. Păi nu te supăra, păi spuneți acum, da sau nu? Asta. Nici n-ai cum, deci nu există, nu exista un proiect care se poate fi discutat. Ei au venit pur și simplu cu o propunere. Da, domnule, poți veni, faci un proiect la un moment dat, îl gândești, vezi dacă există bază juridică să poți face ceea ce vrei tu și atunci, da, puteau veni să discute cu un proiect ăsta în Consiliul Local, ce au venit ei, era pur și simplu o idee, da? Nu ai cum să spună, mai, de domnule, nu plecăm până nu dați aprobare de aici. Un cetățean, când vine, el nu trebuie să vină deja cu proiect, el trebuie să vină cu o idee în Consiliul Local. Dar una e să vii în Consiliul Local, să vii cu o idee, să vii cu ceva, și alta e să vii să bați cu pumnul în masă. Alta e să vii să faci niște solicitări de astea aberante, că și eu mă duc acolo și spun, bă, nu știu, dați-mi parcuri la institut. Da, da. Tu poți cere. Au, nu știu, dați-mi parcuri din centru. Da? Sau esplanada. Să rup bilete la Sandra. No, cam asta e problema. Mă deranjează când aud, cel puțin câțiva colegi de-ai mei, au venit foarte revoltați și în această dimineață. Bă, nu se poate, bă. Adică merge acolo și bă, vine vocea străzii și începe și urlă pe acolo. Dăm penibil, pe bune. Adică dacă lăsăm și lipsa asta de reacție, adică, ok, bun, în schimb văd, bă, reacție. Reacție, deci, cum îl cheamă? Corneliu Vornicu. Trimite cineva ieri un mesaj că băi, Corneliu Vornicu cere demisia antrenorului echipei de fotbal. Da. Bă, da, multă lume nu știe. Dar să-l lasă fără bilet sâmbăt acum. Da, e supărat dacă îl lasă fără bilet sau nu. Fă, ce bilet, mă? A, să-l lase fără bilet să intre. Da, am înțeles. Asta ar fi una din variante. Să-l lase să intre fără bilet și atunci domnul Vornicu nu mai e supărat. Nu, bă, da. Ideea e alta. Din ce știu eu și... domnul Vornicu e foarte supărat că fiul nu joacă. Știi? E membru, face parte în lotul extra legit al echipei de fotbal, dar nu joacă. Adică, na, cum să spun... și probabil de asta vrea să... Bă, pentru copilul meu! Vreau un antrenor care să-l bage pe copilul meu. Păi e un pic cam complicat. Pentru că cred că multă lume, numai așa, să scape, hai, să-l bag și eu. Bă, dar niciodată n-am condus în ultima perioadă 2-3-0, minutul 80-90, ca să fii sigur că îl bagi pe la 10 minute și nu se dărâmă tot. Înțelegi? Cam așa. Stă treaba, iar noi vom veni cu mult mai multe amănunte în știrile Bucovina TV. Da, asta așa, pentru că sunt unul lucruri care trebuie spuse. Am înțeles reacția asta. Ca părinte o înțeleg, știi?
Doamne, jos cu Ted, afară cu dânsul. N-am nici cea mai mică problemă și vrei să spun ceva? Antrenorul echipei, Bogdan Tudoreanu, a spus de multă vreme, bă, nu mai pot, deci mai mult de atât mă duce pe mine minte, atâta pot eu, atât a fost. În momentul în care echipa mergea bine, toată lumea era mulțumită, știi? Echipa nu mai merge bine, echipa nu-i mulțumită. Eu vă spun pe aia dreaptă. Personal, îl apreciez extraordinar de mult pe antrenorul echipei de fotbal a Suceve, Bogdan Tudoreanu. Și spun și de ce. Omul ăsta chiar a reușit să facă performanță cu o echipă mică, prăpădită, fără bani. Da. Fără bani. Oameni buni, care achiesați, cunoașteți un pic cu fotbalul prin Suceava. Când la echipă sunt bani, e te apar și antrenori, care mai de care, ia că apar și nu știu ce jucători, bă, am venit că la Suceava e bine, da? Deci întotdeauna când sunt bani, la bătătorică, toți cârie, toți mârie, toți pârie, toți fac ca toate ligioanele. Să avem pardon, la Suceava nu-s bani la fotbal, adică e așa de foarte puțin și când e, da? De câte ori nu i-am auzit pe băieți ăștia plângând că intră în sărbători cu bani împrumutați, n-are sens să vă povestesc. Bun, acum printre ei avem și mega fotbaliști. Nu sunt bani. De exemplu, la Suceava nu există sponsorizare din partea firmelor pentru... Nici în alte părți nu există mare sponsorizare din partea firmelor. Da, ascultă-mă, o spun în maximă cunoștință. Acum trebuie să luăm și... A fost un consilier local tot ieri, care Mocanu, care zice, domne, nu toată lumea agrează fotbalul, de exemplu, da? Da, nu e normal, special domnia asta. Nu e normal ca din taxele pe care le plătesc sucevenii să ducă foarte, foarte mulți bani doar la fotbal. Pentru că este un număr de suceveni. Ba, okay, e foarte normal. Se dau niște bani. Ba, e foarte normal, pentru că banii aia de care vorbește domnul Moncanu, foarte, foarte mulți bani, sunt, de fapt, foarte, foarte puțin. Bugetul pentru sport e sub 1% din bugetul primăriei, da? Ori primăria, din punctul meu de vedere, are obligația de a sprijini sportul în condițiile în care tu nu mai ai nimic. Totul e distrus, nu discutăm de economie, nu discutăm de industrie, nu discutăm de nimic. Punct. Ăsta e punctul meu de vedere. Punct. Da? Depinde acum ce spui de nimic. Da. Deci sub 1% dai pentru sport și apare domnul Mocanu și spune foarte mulți bani către sport. Ei, care foarte mulți bani? Sub 1%, da? Deci tu ai 100 de lei și trebuie să dai 2 lei pentru încălzire, 3 lei, 5 lei, pac. Și dai și tu 70 de bani pe hârtie, că de fapt în practică dai vă 5 de bani, da? Anul ăsta din cât? Le-au dat 9,5 miliarde în lei vechi. Pe hârtie? Nu. Astea sunt banii dați efectiv. Da? Da. Deci ăștia i-au dat, da? Da. Și restul, și asta cât? Asta reprezintă 0,001%, că e 1%, e ce dă pentru tot sportul din Suceava. Da, sub 1%. Cealaltă sportul știi că au sume foarte mici. Foarte mici, dar mai sunt acolo câteva, da? Mai sunt. Mai sunt, foarte și mici. Și boxul, și rugby, și volei, handball. Deci mai sunt niște bănuți, da? Dar în total nu știu cât, vreo 20 de miliarde, da? Pentru sport. Deci au dat 9,7. Cam așa. Da, în total, 20 de miliarde, da? În total. Din bugetul, și asta înseamnă sub 1%, da? Mult sub 1%. Ce vorbim? Foarte mulți bani dăm acolo. Bă, pe bune, deci ăștia chiar ne cred proști. Iete nu suntem. Foarte mulți bani dăm la... Foarte mulți. Da, acum depinde, cum spuneam, există păreri împărțite. Dacă mergem pe stradă și întrebăm oamenii, sunt curios acum ce reacție să aibă. Păi depinde cum pui întrebarea. Adevărat așa asta. Dar... Da? Că dacă pui întrebarea, nu vă supărați, ce părere aveți de domnul Mocanu? Dar cine e domnul Mocanu? Da. Da? Deci hai să mergem, să punem așa întrebarea pe stradă, prima oară. Dom'le, știți... domnul Mocan, domnul Vornicu, da? Cine-i? Ăștia dacă n-ar avea parte de liste, bă, ăștia nu ies, ascultă-mă, nu ies nicăieri. Despre ce vorbim? Amândoi sunt în momentul de față, într-un moment de criză, da? Da, sunt amândoi. Unde se află? Pe ce listă e domnul Mocanu? Acum.
că a beneficiat de traseismul ăla, legea lui Dragnea. Da. Unde e acum? Independent deocamdată. Domnul Vornicu unde e? La fel. A? Deci îți spăi nicăieri. De-aia. Cot-cot-dac, cot-cot-cot-cot-cot-cot-dac. Da? Încearcă și să apară. E, și din punctul ăsta de vedere e și partea proastă care o spuneai tu. Dăm ședințele în direct, nu? E că ce o să... Normal, după două, trei meciuri mai proaste, cum a fost, știi? Mircea Negru. De, sâmbătă s-a jucat derbiul local, știi? Adică Bucovina-Pojorâta cu echipa Sucevei. 8:58, două minute, zi să mai aștept un pic. Cu echipa din Suceava, știi? Și pe meci, pac, nu știu ce, s-a terminat 1-1. Din ce am înțeles, mai bine au jucat cei de la Pojurâta, terenul mic, toate alea, cumva victoria ar fi meritat-o. N-am fost la meci. Dar din ce s-a spus? Până la urmă, știi cum? Ei au dat-o două bare, astea ar fi argumentele lor, că, domne, am dat două beri, ce mai ar fi trebuit să... nu intra la mită. Până la urmă s-a terminat meciul 1-1, în fine. La un moment dat am înțeles că a fost un conflict, că Mircea Negru, unul dintre fotbaliștii Sucevei, că s-a luat la harță cu câțiva suporteri. Mamă, ce am mai făcut, ce am mai drăs. Eu nu le-aș aduce aminte următorul lucru. Mircea Negru a preferat să vină și să joace pentru această echipă și din vestiar știu că nu de puține ori a venit cu bani de acasă și i-a împrumutat pe colegii lui, pentru că, din fericire, provine dintr-o familie înstărită. Și i-a împrumutat pe colegii lui cu bani, ceea ce, până la urmă, cum să spun, spune ceva, da? Deci omul ăsta a continuat să vină la echipă și în momentul în care a vrut să se lase, pentru că l-au convins colegii lui, hai bă Mircică, stai cu noi, hai că ne mai ajuți, hai că așa cum ești tu mai bătrâior, tot poți. Pentru că omul chiar, adică la cât te înjură lumea, că n-ai jucat, vrea să se dă la o parte. Nu, domne, hai stai, te rugăm, ne mai poți ajuta. Da? Omul ăsta când am avut meci de baraj și a anulat bilet de concediu în Turcia sau a venit din Turcia, nu mai țin minte cum a venit din Turcia, așa, deci a venit din Turcia și a anulat concediu și a venit da. Adică tu dai niște bani, mergi în concediu și te sună ea, bă știi s-au hotărât ăștia la federație, jucăm poimine, vii? Hai vino, ajută-ne, bine mă, hai că vin, vine din Turcia ca să joace, dar apar niște unii, bă ăla normal că se pune așa, nu, știi? Și se ajunge la scandal. Vine cineva de genul ăsta și cum e domnul Vornicu și a, ăia, da, deci ho, ca ăia. Știi? Adică a prins vocea Facebook-ului, vocea străzii și el. Cam asta e. Partea bună că ieri s-a aprobat tardiv, într-adevăr, să poată da și salarii și să fie la decontări. Pentru că aici aveau mare problemă. Păi da, aveau aprobați niște bani în Consiliul Local, dar nu puteau să dea salarii din ei. Se decontau doar cheltuieli. Nu, tocmai aici, buba la ei era la salarii. Aici e o discuțiune, știi cum, foarte complicată. Nu putem intra în dimineața asta pentru că am terminat spațiul de emisie, dar se spune așa, de o echipă privată. Deci știi cum, cetățenii care sunt acolo băgați pe chestia asta, deci așa ar da echipa asta privată, da, deci ar da-o cuiva, știi, și ar spune așa, uite, mai ia și 100 de lei de la mine, dar du-te, să nu te mai văd, deci cu afacerea asta, da? Deci fotbalul, din păcate, la nivelul ăsta, încă nu poate fi o afacere. Dar ceea ce trebuie noi să facem este să întreținem cumva, pentru că nu poți să știi niciodată sau cred că s-ar putea face niște studii să vezi câți copii vin la fotbal, câți copii fac fotbal datorită faptului că îi văd și pe ăla și pe ăla și vin și văd și un meci pe areni. Până la urmă și un motiv de mândrie când echipa ta joacă în anumite competiții și îți obține rezultate bune. E un motiv să înțelegi de ce echipa ta joacă prost în momentul ăsta, să încerci să o ajuți cu ho și tio și cu demisia, sub nicio formă. Repet, erau bani, nu era antrenor Bogdan Tudoreanu. Așa, nefiind bani, e antrenor Bogdan Tudoreanu. Dacă nu-l bagă pe băiatul Vornicu, normal, nu-i bun. Așa că, ho, Bogdan Tudoreanu, hai să-l dăm afară. Aducem antrenor pentru domnul Vornicu, pentru copilul domnului Vornicu. Asta este logica la ora actuală.
Din păcate, n-avem ce face. Mai aveam un subiect tare pe dimineața asta, dar poate o să-l vedeți cu altă ocazie. O să vi-l povestesc. Dar documentăm bine. Cosmine, mulțumesc mult pentru prezența dimineața asta. Mai e ceva de spus din ședința de ieri? Mai sunt multe, dar nu mai e. Mai scrii tu în ziar? Că după aia n-ai sub... Am înțeles. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Să te onor frumoasă tuturor. Să te bucuri frumos și bine de ziua Bucovinei. Mâine, da? Azi e 27, mâine 28, da? Prin muncă m-aș bucura. Prin muncă? Dacă m-am lăsat. Deci ziua Bucovinei și ziua națională a României asta va fi când? Marți? Luni? Când e? Când? Marți? Marți. Deci marți. Lucrăm marți. Avem, Saragossa Band. Avem treabă. Până la final Saragossa Band aia. Zabadac. Nu vă aud! Nu vă aud! Mâine în aia! Saragossa Band! Agadu! Nu e, nu se ăștia cu Agadu? Agadu? Hai, orice! Dar Saragossa Band să fie. Că-s un pic mai tineri decât Sandra, din ce am văzut, ca an de naștere. Informațiile pe care le-am folosit extra în această dimineață au fost de pe wikipedia.ro.org. Nu știu ce, plus SMS-uri de la prieteni de-ai mei. Sperăm să avem parte de un oraș dezăpezit pe stres ca niciodată, dar toate la timpul lor. Așadar, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească un 1 decembrie, așa cum vi-l doriți, și să ne distrăm, de ce nu, în centru cu... Nu vă aud. Nu vă aud. Saragossa Band. Toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.